idee, am avut o discuție acum câteva zile și azi de dimineață. Dânsa avea în vedere să facă o propunere în acest sens și am înțeles că astăzi, acum, în acest moment când discutăm, în cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi susține candidatura. Merg acum la colegii mei de la Senat și voi discuta și cu dânsii. Cum crezi că primesc cei de la ALDE în acest moment decizia? O să aveți susținere totală, parțială? O să vedem când se va întâmpla votul până la urmă. De ce voturi vă bazați în momentul de față? Poftiți? De ce voturi vă bazați în afară de cele de la PSD? Pe cei care cred într-adevăr că e nevoie la conducerea Senatului de un om cu experiență, echilibrat, pentru că în această perioadă Parlamentul va avea un rol cheie de jucat în politica română. Socialdemocrații v-au cerut să treceți în PSD? Nu, niciodată nu mi-a cerut nimeni să plec de la ALDE. Credeți că va fi o soluție, o mediere, cum ar veni așa între PSD și ALDE, această propunere a dumneavoastră în funcție de șef al Senatului? Nu cum e vorba vedeți? De acest lucru, este vorba de faptul că poziția pe care am avut-o, în mod normal, trebuia să se perpetueze de președinte al Senatului și această poziție de președinte este o garanție a faptului că ALDE nu va fi supus unor presiuni de un fel sau altul și, dimpotrivă, vă oferi și colegilor mei o perspectivă pentru viitor, pentru a rămâne în ALDE și pentru a ne dezvolta partidul în continuare. Cu domnul Tăricianu ați discutat? Cu domnul n-am Tăricianu? N-am discutat încă. Credeți că va fi el de acord cu această nu propunere? Știu, nu știu. Și în acest caz, moțiunea de cenzură n-ar mai trebui să mai fie susținută de ALDE, nu? Dacă tot... Nu, una este chestiunea guvernamentală, una este Parlamentul. Deci ele nu se amestecă. Da, vă spuneam pentru că domnul Tăricianu spune clar, se va acționa ca opoziție. Acum, dacă da, sigur, se va stabili în cadrul partidului poziția pe care o vom avea față de moțiunea de cenzură. Eu voi fi echilibrat și echidistant. Cum de acceptați această susținere a doamnei Viorica Dăncilă, având în vedere că v-ați avut niște schimburi de replici pe memorandumul cu domnul Maia? Cum de s-a ajuns la această susținere? Am avut mai multe schimburi de replici cu diferite persoane, dar cred eu că în politică trebuie să știm să trecem peste replici care fac de multe ori plăcerea presei și să ne vedem de lucrurile care sunt fundamentale pentru mine cel puțin. Trebuie să fie, să avem în vedere o Românie care să fie calmă, prosperă și să poată să-și continue drumul înainte. Păi dumneavoastră spuneați că a rătăcit documente, mai multe documente, printre care... Ce anume? Spuneați despre doamna premier că a rătăcit documente, că retrage ce ați spus. Eu nu retrag ce am spus. Documentele, dânsa are dreptate, eu am dreptate. E vorba de secretariate și astea mă depășesc chiar și pe mine și pe dânsa. Da, un memorandum, bineînțeles. Teodor Meleșcanu, declarații, vă reamintesc faptul că Teodor Meleșcanu este propunerea PSD pentru șefia Senatului după ce astăzi Călin Popescu Tăricianu și-a dat demisia și mă întorc la dumneavoastră, domnule Vladimir Ionaș, spunea ceva mai devreme Teodor Meleșcanu, faptul că PSD nu mi-a cerut să plec din ALDE. Care credeți că este motivul pentru care PSD l-a nominalizat pe Teodor Meleșcanu?